Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi vă propun o discuție despre politică, despre alianța de la guvernare, despre ce se mai întâmplă pe acolo, despre negocieri, liste scurte sau mai puțin scurte, pentru că, știți, urmează rotativa, nu știu cum să-i spun. Așteptăm și noi să vedem minunea întâmplându-se, și anume să plece premierul de la PNL, domnul Ciucă, de bunăvoie și nesilit de nimeni, și să-i lase locul colegului său de coaliție, domnului președinte al PSD, domnul Ciolacu. Vedem dacă se întâmplă aceste lucruri, vedem și ce se mai întâmplă prin Parlamentul României, ce legi s-au mai votat în ultima perioadă, pentru că alături de mine, doamnelor și domnilor, este deputatul PNL, Laurențiu Cazan. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Am și o întrebare. Da, puteți să-mi explicați și mie cuvântul acesta minune, ca de să ce? Pot să știu cum să răspund la el, în ce sens minune? Păi, de ce să se întâmple o minune sau care ar fi sensul acestui cuvânt? Minune, o minune în sensul... Minunea e de obicei pozitivă. Este pozitivă cu siguranță, da? Dar are mai multe conotații. Da? Putem să ne referim la o minune gândindu-ne în spectrul religios. Da. Da? Dar eu am spus-o nu în sensul pozitiv, am spus-o un pic sarcastic, dacă asta mă întrebați. Dacă nu ca să știu cum să răspund, nu știam cum să răspund, să iau sarcastic, să iau stricto senso. Ok, am înțeles. Asta, despre asta este vorba. Da. Bun, pe atunci haideți să aflu și eu punctul nostru de vedere. Nu, vă rog, nu, o să răspund la sfârșitul emisiunii. Nu, vă rog, răspundeți acum. Insist. O să respectăm protocolul de alianță, așa cum a fost semnat. Nu este nicio rocadă, până la urmă o rotativă. Da? Nu e nicio rocadă, nicio rotativă. E pur și simplu o înțelegere între două partide aliate, care va fi dusă până la bun sfârșit, așa cum a fost ea parafată. Bun. Vom vedea, pentru că, spre exemplu, în cazul în care va avea cu adevărat loc acest schimb de ștafetă, ca să zic, de la nivelul primului ministru, știți că se vor înlocui și, adică, PSD-iștii se uită cu jind la unele ministere pe care le aveți dumneavoastră acum, iar dumneavoastră, de asemenea, vă uitați cu mare interes cel puțin către Ministerul de Finanțe, domnule Cazan, și aici înțeleg că ar fi Ministerul de Finanțe este un fel de perla coroanei. Sunt mulți doritori liberari care vor să ocupe acest portofoliu, dacă este să ne gândim și că anul 2024 este un an electoral și cine are finanțele controlează cumva și lucrurile în zona aceasta. Sunt niște nume vehiculate în piață și aș vrea să le discutăm împreună, domnule Cazan. Domnul Florin Câțu, fost președinte al PNL, fost președinte. Domnul Câțu chiar ieri a fost la părtea de schi de la Oburcea Lătrului și a schiat un pic. Alexandru Nazare, de asemenea, fost ministru de finanțe în guvernul Orban. Lucian Heiuș, da, actualul președinte al ANAF. Sebastian Burduja, Alin Chițu, Gabriela Horca, deputat, și Bogdan Huțucă, tot deputat. Haideți să discutăm primele trei nume, zice. Vă spun trei nume în opinia mea care chiar au șanse. Așa, și anume. Domnul Burduja. Da. Da. Domnul Heiuș și domnul Huțucă. Asta e opinia mea. Ok. Așadar, primii doi pe listă, domnul Câțu și domnul Nazare? Nu cred. Nu credeți. Sunt niște supoziții, dar îmi dați voi... Da. Asta este o opinie personală, nu... Da, foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Deocamdată... Astea sunt niște discuții pe surse. În mod normal, n-ar trebui să le discutăm, n-ar trebui să le comentăm și nici să le analizăm. Da? Dar, ca și... viziunea mea, cam asta ar fi. Domnul Heiuș, domnul Burduja și domnul Huțucă ar fi potriviți, în opinia dumneavoastră, să conducă Ministerul de Finanțe? Nu tocmai. Ok. Vom vedea și ce părere au liderii naționalei PNL. Haideți să discutăm un pic despre ce se întâmplă în zona
pensiilor, și private și de stat, dacă doriți, da. Pentru că este o mega discuție și noastră știți cu siguranță, pensiile militarilor, pensiile acelea speciale, militari, magistrați, între toți, da. în această sintagmă de pensii speciale, sunt un jalon în PNRR, riscăm să nu ne deconteze tranșa a doua și să nu mai primim tranșa a treia, dacă Parlamentul nu rezolvă această problemă a pensiilor speciale. Bun. Aveți dreptate. Pe lângă reforma pensiilor în jalonul din PNRR, mai este și reforma salarizării unice în sistemul bugetar, precum și alte lucruri foarte importante și reforma legii educației. Până în momentul de față, și noi așteptăm cu mare interes această propunere pentru reforma pensiilor, văd că colegul nostru de alianță, domnul ministru, se ocupă noaptea la 3, sună pe altcineva în loc să vină cu proiectul ăsta de mai repede în Parlament. Păi domnul ministru al muncii de la PSD a tot fost aici, din colegul da. Noastră, da. Luat. Și eu primesc nenumărate întrebări și solicitări despre cum arată acest proiect. Da. Da? Tot aș vrea să-l analizez, mai ales din cadrul pensiilor judiciare, ca pensiilor magistraților, tot primesc mail-uri și tot felul de cereri pentru a analiza acest proiect. Dar nu l-am primit până în momentul de față. Așteptăm cu mare nebdare ca domnul ministru să propună Senatul inițial și apoi Camerei Deputaților să propună acest proiect legislativ. Știu că există unele discuții, dar nu pe legea pensiilor, cu privire la legile speciale. La Senat s-a amânat de două ori până acum, a doua săptămână consecutivă. Tot așteptăm și noi proiectul, ca să nu mai discutăm alte proiecte legislative, să venim să discutăm direct proiectul de reformă a legilor pensiilor, ca să stabilim o dată și să scoatem tot ce este inechitabil în actualul sistem. În opinia dumneavoastră, domnule Cazan, ce este inechitabil în actualul sistem și ce ar trebui scos și cum ar trebui să arate această lege? Principiul contributivității ar trebui să fie cel care primează. Știți că acum v-ați pus în cap câteva categorii sociale. Dar nu contează. Acum ce să facem? Ar fi cel care primează, pentru că ar fi mai corect și mai echitabil pentru toată lumea. Și cred că ăsta ar trebui implementat. Nu putem să mai susținem pensiile unora care n-au contribuit sau unora care nu muncesc sau unul la care nu își doresc să facă niciuna dintre cele două categorii, cele două opțiuni de mai înainte. Și eu cred că și dumneavoastră mie sunteți place cum gândiți, în asentimentul meu. Da, sunt cu adevărat în asentimentul nostru, numai că avem această situație a pensiilor speciale de zeci de ani. Nu a reușit nimeni să se atingă de ele, ca să fiu așa foarte plastică, da. Și să se întâmple lucruri. Sunt aproape la fel de sceptică ca povestea cu rotativa și în povestea asta cu pensiile speciale. Cred că, nu știu de ce, unii sunt în stare să pierdem bani de la Uniunea Europeană, dar să rămână ei cu pensii mari. O să vedem. Eu nu sunt atât de sceptic. În general trebuie să fim pozitiv, nu negativ. Da, și suntem, în mod normal ar trebui să vă întreb de unde aveți dumneavoastră aceste informații. Nu, n-am spus că sunt informații, am spus că este ceea ce gândiți dumneavoastră. Da, este opinia mea, da. Adică... Pentru că trebuie, într-adevăr, trebuie să facem modificări radicale în sistemul pensiilor. Că dacă o continuăm așa, generația mea sau generația care vine după mine nu o să mai aibă cum să mai fie acoperit, nu se mai pot acoperi plata acestor pensii. Pentru că am așa un pic de încredere că aceste lucruri vin de la Uniunea Europeană, aceste cerințe. Și cumva noi în ultimii ani de zile am mers pe linia aceasta a Uniunii Europene, a celor de la Bruxelles. Am respectat atât cât s-a putut și poate, cine știe, poate reușesc ei. Vom vedea. Cu ce să reușească? Noi avem un proiect de lege pe care... și un jalon în PNR. Domnule, trebuie să rezolvăm problema asta. Cu ce se reușească? Păi nu, dar o să vedeți că reușim noi, că nu trebuie să vină Uniunea Europeană să ne facă. Ba da, trebuie să vină, pentru că de atâția ani... sisteme, avem de ales și eu nu cred că a trebuit să vină Uniunea Europeană să ne dăm seama că principiul contributivității este cel care trebuie să primeze. Domnule Cazan, povestea asta cu legile speciale a fost de regulă subiect în campanie electorală,
în campanie electorală, electorale și după aceea se încep. Și-a văzut de treaba lui, da? Și de prinția lui specială. Este corect ceea ce spuneți dumneavoastră, ceea ce afirmați. Deci dacă doreați, nu dumneavoastră nu personal. Nu că nu mă atrageți la răspundere nu, pentru lucruri pe care nu le-am făcut. Politicienii doreau să rezolve povestea aceasta cu pensiile speciale, o puteau face de mult. Unii politicieni, că președintele Buican știți că a propus eliminarea tuturor pensiilor speciale, deci nu generalizați, că mai sunt și unii care și-au dorit să rezolve problemele. Dar foarte puțin. Nu mai contează, dar nu ne încadrați în aceeași categorie. Haideți să vedem, pentru că până una alta, uitați, dumneavoastră a adoptat, să vă arăt cam cum se pune problema, dacă vreți. Dumneavoastră adoptați în Camera Deputaților proiectul de lege privind pensiile private, da, în timp ce guvernul decide să restituie pensiile tăiate neconstituțional în 2022, adică cu o mână dați, cu o mână luați, cumva lucrurile. Haideți să discutăm despre pensiile private și apoi vedem, da, și ce a votat guvernul. Păi este o măsură foarte bună. Chiar încurajăm pe toată lumea și asta este o măsură care duce o contribuție mult mai mare la pensiile private. E un administratorul fondului privat, este unul care poate răspunde în fața tuturor, are criterii clare de investiții, banii, da, nu se vor pierde, nu se dau pe modificări legislative care trec prin Parlament și se măresc, unele categorii sociale primesc pensii nejustificate și astfel reușim să scăpăm de această problemă. Adică a modifica legea pensiilor ori de câte ori unele categorii au o influență mai mare sau nu și vom duce mult mai mult capital în pensiile, în pilonul de pensii private. Am avut o majoritate covârșitoare, 183 de voturi pentru, 79 împotrivă și 9 abțineri. Asta, da, înseamnă că există dorință de reglementare. Păi uitați-vă și dumneavoastră, dacă analizați, cred că corespondența pe care o primiți dumneavoastră cu, da, cel care vă administrează, administratorul fondului dumneavoastră privat, o să vedeți că a strâns o sumă de bani, a adus un anumit profit, există o transparență. Și așa ar trebui să fie normal și în sistemul de stat, dacă mă întrebați pe mine. Dar el ar trebui să fie pe plus, nu pe minus. De aceea principiul pe care vi l-am expus mai devreme este unul care ar trebui să primeze în ceea ce privește funcționarea pensiilor de stat. Da. Mai mi se pare important și cumva că ați mărit și capacitatea acelei autorități de supraveghere să verifice să verifice de fiecare dată pe cine, în ce condiții se cheltuiesc banii, să analizeze investițiile pe care fondul privat le face. Există astfel de măsuri pe care pot să le ia ASF-ul și am dat ASF-ului i-am mărit atribuțiile în ceea ce privește controlul fondurilor private de pensii. Putem să dezvoltați un pic ce anume poate să facă nou ASF-ul față de ce făcea până să analizeze unde investesc banii înainte de a ei ar fi investit. Că așa propuneți dumneavoastră un business și fondul privat vine și bagă, să zicem, 20 de milioane de euro în businessul noastră și businessul noastră va da faliment. Deci cam astea ar fi modificările noi. Unele dintre cea care, mă rog, una dintre principalele modificare. Practic, legea aceasta vine cumva să pună mai multă siguranță. Să pună, nu? Mai multă siguranță. Așa? În ceea ce privește, ASF-ul să vegheze și să controleze modul în care banii din fondurile private de pensii sunt cheltuiți de către aceștia. Bun, important mi se pare, pentru că ați văzut că au fost de-a lungul timpului extrem de multe dezbateri vis-a-vis de falimentul acestor pensii private. Oamenii și românii recunosc, chiar și eu am privit cu foarte mult scepticism la început povestea asta cu pensiile private. Noi nu suntem educați din acest punct de vedere să economisim, să... Nu avem educație financiară. Chiar anul trecut, chiar dacă eu nu sunt adeptul zilelor acestea, ziua notului, ziua nu mai știu ce, dar ziua educației financiare, cred că a fost un proiect foarte interesant. De ce? Pentru că, iată, noi nu avem educație financiară, noi nu știm cum să ne cheltuim banii în timpul în când suntem activi în câmpul muncii, ca să putem să trăim mult mai bine după ce părăsim
câmpul muncii, adică la pensie. Da, și nici cum să gestionăm. Nu știm cum să gestionăm, nu știm unde să investim, nu știm ce să facem cu ei și e important să le arătăm generațiilor care vin din urmă, să învățăm cum să trăiască mai bine. Din greșelile noastre, bineînțeles, așa învață omul din greșeli. Așa mă gândesc și eu, că și important, totuși, vedeți, trăim vremuri complicate. Este important să ne îngrijim din timp de veniturile pe care o să le avem după ce nu mai activăm în câmpul muncii. E normal. Și pensia e un... Vrei să trăiești? O să se mărească și vârsta de pensionare? Așa prevăd eu. Pentru da. Că e o situație care se întâmplă la nivelul întregii Uniunii Europene și cam asta o să fie situația. Da. Bun, haideți să mai discutăm. Legea aceasta mi se pare foarte ok. Pensiile private, iată, în siguranță. Până la urmă, dacă este dumneavoastră ca și parlamentar, v-ați făcut treaba în sfârșit bine pe acest segment. Aș putea să spunem că în ultimul timp ne-am făcut-o destul de bine, nu numai pe acest segment, și cam pe mai multe segmente. Nu știu, haideți să rămânem doar în zona aceasta. Spuneți-mi ce mai dezbateți acum important în Camera Deputaților. Păi așteptăm cele trei mari reforme de o lună de zile. Da? Educația, salarizarea și... Da. Nu sănătatea, educația, salarizarea da. Și pensiile. Așa. Astea sunt cele trei obiective ale noastre. Majore. Până la să nu pierdem și noi banii din PNRR, adică zic și eu, că păi sunt banii... Gândiți-vă doar la următorul aspect. În 2022 am atras peste 75% fonduri europene. Asta este rata noastră de absorpție. Anul acesta ne propunem să depășim 95%. Și de ce să nu luăm banii? Păi asta întreb și eu de la fiecare emisiune. De ce să nu luăm banii? Nu avem niciun motiv să nu modificăm, să nu facem modificări legislative, iar efectul acestor modificări legislative să fie absorpția celor 32 de miliarde de euro pe care îi avem prin PNRR. Da, nu avem de ce. Avem, spre exemplu, uitați, este un comentariu și chiar aș vrea să discutăm pe marginea lui. Iată, este un domn care consideră că aceste pensii private sunt un fel de Caritas 2. De ce? Cum răspundeți unor asemenea oameni? Iată, așa consideră ei. Atâta informație au. Nu are de ce. Poate să pișea, să verifice la administratorul fondului de pensie al lui și o să vadă foarte clar. Există economisire, oamenii nu investesc dacă nu aduc profit și valoarea pensiei pe care o vor încasa ulterior când vor părăsi câmpul muncii, o să vedeți că o să fie foarte mare. Adică ne gândim așa, că nu se investesc în zone în care în afaceri sau în anumite domenii financiare dacă rata de profit nu este undeva minim de 5%. Deci nu mai gândiți-vă la chestia asta. Adică... Da. Bun. Și dacă este 2% în fiecare an, toți banii aia pe care îi ai, tu tot aduni 2%, 2%, 2% din tot ceea. Da. Și tot este ceva. Bani pe care, în mod normal, nu i-ai avea. Sau nu i-ai investi așa cum trebuie. Sau nu i-ai economisi. Până la urmă. Da. Nu eu personal folosesc de foarte mult timp. În asta investesc în pensie privată de la 18 ani, pare mi se. Da? Întotdeauna am investit sume mai mari sau mai mici. I-am pus deoparte în acel cont. În contul de pensie privată, cel obligatoriu. Că era... Facultativ... În cel facultativ? Pilonul 2. Nu, eu pur și simplu nefacultativ, doar okay. Într-unul privat. Bun, haideți să vorbim și despre politică un pic, dacă tot am înțeleg că așteptați legile acestea importante, dar da. Sper să se rezolve. E păcat să pierdem banii de la Uniunea Europeană în acest mod. Da, vom vedea. Nu o să-i pierdem. Eu vă asigur că nu o să-i pierdem. Vedem. Na, nu, dumneavoastră, că eu nu prea vorbesc prostii și ați văzut că ceea ce vă dar spun... Dar nu depinde doar de dumneavoastră. Nu depinde de mine. Da, analizez anumite situații și îmi dau seama că dacă am reușit să facem reformele, avem majoritatea parlamentară să facem aceste reforme care ne sunt solicitate prin PNR și nu cred... Mă bazez pe majoritatea parlamentară că putem modifica așa cum trebuie legislativ orice fel de lege.
Da. Și asta e de necontestat. Aveți dreptate. Avem la momentul acesta, cel puțin la nivelul județului Vâlcea, avem o coaliție nefuncțională PSD PNL. Bine că funcționează la București, că noastră aici nu există un protocol de alianță încheiat între noi și PSD. Nu există nici dialog, nu există nimic între noastră și PSD, nu? Da. Bun. Dar cu toate acestea, cumva și atât dumneavoastră, cât și PSD-ul, vă considerați oponenți politici, da? Și vă faceți calculele politice plecând de la această opoziție, ca să zic așa, nu? Da. Așa, bun. Întrebarea. Întrebarea era... Haideți să vedem dacă puneți întrebarea corectă. Da, nu. Vroiam doar să mai... verific încă o dată, că poate cine știe, v-ați fi întâlnit, ați discutat. Dacă vrea să vă aveți o confirmare dacă această alianță... Da, schimba lucrurile și eu nu am aflat, deși nu îmi scapă de regulă genul acesta de informații. Da, nu, zici să mai faci anumite verificări. Nu există un protocol, nu văd cum poate să existe nici într-un viitor apropiat, nu știu de cel îndepărtat, dar deocamdată fiecare dintre noi ne vedem propriile obiective, noi avem un obiectiv, ei au un obiectiv, nu ne dăm la o parte. Și în primul rând, nici cred că votanții noștri nu-și doresc la nivelul județului Vâlcea, din câte știu eu și din câte am văzut în urma unui sondaj, nu-și doresc să facem o alianță cu PSD-ul. Și normal să ne respectăm votanții. Ați rostit cuvântul magic sondaj. Da. Este clar că și dumneavoastră și colegii noastre de la PNL și în general politicienii lucrează cu sondaje. Chiar dacă cifrele se pot schimba de la o zi la alta, de la o lună la alta, dar totuși când faci o analiză politică trebuie să ai la bază să te bazezi pe niște cifre, da? Da. Ținând cont și știu sigur că există sondaje la nivelul județului Vâlcea și ați tot sondat și dumneavoastră oameni de-ai noastră din PNL, chiar și dumneavoastră pentru diverse funcții, nu? Da. Diverse demnități publice. Cam în ce zonă v-ați situat dumneavoastră, ca să zic așa, după ce v-ați și sondat? Păi noi nu ne-am sondat, ne-a sondat Partidul de la Centru. Bun. Stăm bine, oamenii au încredere în noi și eu cam zic... câtă încredere, ca să zic asta așa? Asta nu pot să vă spun. Asta nu pot să vă spun, dar viitorul sună bine, ca să luăm o sintagmă dintr-o reclamă. Suntem în creștere, avem administrația publică locală care ne ridică în toate localitățile în care avem primari, încrederea în noi este una ridicată. Își fac primarii treaba așa cum trebuie, accesează din ce în ce mai multe fonduri atât guvernamentale cât și europene și iată că... Vreți să vă spun, eu nu fac atâtea probleme, pentru că din 2019, de când am venit la guvernare și până acum, am făcut lucruri bune, n-am făcut lucruri proaste. Am avut și ghinionul de a prinde, de când am intrat în pandemie, după pandemie am intrat într-un război, după război am intrat într-o criză economică generată de inflație. Nu e ușor să guvernez responsabil pe aceste vremuri. Și, în general, când faci o comparație, ar trebui să compari două valori care se întâmplă în același timp. Adică nu putem să comparăm, să ne gândim cum ar fi condus PSD-ul sau cum ar fi condus alții în aceeași perioadă. Ar trebui să fi fost la guvernare. Dar o să aflăm cum va în condițiile în care n-au fost, nu putem compara. Am înțeles. Ar fi o comparație care nu poate să fie una realistă. De acord. Eu am ceva cifre din mai multe sondaje de opinie și cumva la nivelul județului Vâlcea vorbesc. Nu o să le dau pentru că nu trebuie să dăm cu eșantion și cu tot, însă cumva dumneavoastră sunteți undeva la jumătatea PSD-ului și puternic în spate vine AUR. Deci AUR, la momentul acesta în județul Vâlcea, a treia forță politică este AUR. Cred că atât dumneavoastră trebuie să vă faceți așa niște analize introspecte, ca să zic, da, foarte atente, pentru că nu știu dacă neapărat pierdeți teren sau e clar că PSD-ul rămâne undeva într-o zonă bună, ca și procent,
iar dumneavoastră ați cam scăzut. Într-un mod firesc am scăzut, pentru că suntem și cei care facem, dar și cei care decontăm da. Atât la guvernare, pentru că asta este situația. Dacă ar trebui să o luăm așa, dacă ar trebui să mă uit la voturi și să mă gândesc ce, dacă ce e mai important pentru mine, să guvernez responsabil sau să iau voturi, ar trebui să plecăm de la guvernare, să stăm liniștiți în băncile Parlamentului, să facem opoziție, să creștem din punct de vedere al procentajului, dar să lăsăm țara neguvernată, responsabil. Și asta nu o vom face, pentru că situația actuală nu ne permite, situația, și aici când spun situația actuală, discut despre chestiune de geopolitică, da. Nu ne permitem să facem lucrul ăsta. Da. Și vom rămâne și ne vom duce la îndeplinire toate proiectele asumate, responsabil față de cetățeni. Bun. Și dacă, în opinia mea, ar mai fi o problemă a PNL-ului la nivelul județului Vâlcea, dacă vreți, în privința stabilirii candidatului pentru Consiliul Județean. Pentru că acolo actualul președinte, PSD-istul Constantin Nedulescu, stă foarte bine. N-ați sondat câțiva politicieni buni. Stă foarte bine în comparație cu cei care au fost sondați. Da. Dar poate niciunul din cei care au fost sondați nu este candidatul pentru Consiliul Județean. Păi mă gândesc și că unul nu este primar, unul este secretar. Nu putem să comparăm. Noi, eu am învățat un lucru, că sondajele vin și arată situația actuală. Da. Un sondaj nu poate la să momentul la momentul ăsta nu poate să stabilească o poză a situației din septembrie 2024. Cred de acord, că suntem da. De acord cu această afirmație ambii. Da, de acord. Dar nu, acum o analizăm. Eu vă spun că avem persoane destule în interiorul PNL care să poată să ducă o luptă de la egal la egal cu președintele Consiliului Județean și de ce nu să și câștige. Adică nu de ce nu. Va și câștiga. Mai am o întrebare venită de la un privitor jurnalist. Dar mi se pare importantă și poate dumneavoastră dețineți răspunsul la această întrebare. De ce a vândut fondul proprietatea portofoliului de acțiuni de la Petrom tot OMV fix la final de an 2022 și fix înainte de împărțirea dividendelor dintr-un uriaș profit? Nu știu. Nu am cunoștință de acest aspect. Este tot în zona aceasta. Da, m-am întors cumva la pensii pentru că, iată, oamenii Da, ce treabă are cu fondul proprietatea cu pilonul de pensii? Privat. Da. N-are nicio legătură. Asta e ca și cum am comparat mere cu pere. Fondul Bun. Proprietatea deține active. Așa. Administrează active da. Ale statului român. Acolo dumneavoastră, dacă aveți bani privați, puteți să investiți în fondul proprietatea. Nu știu de ce nu sunt așa deschisă. Da, la genul acesta. Da. Bine, dar n-a spus că nu aveți bani să investiți. Aia e o chestiune pe care nu o puteți contesta în momentul de față. Că a spus, nu sunteți deschise, nu că nu aveți bani să investiți în... Da, poate vă alegeți un fond de pensii privat și investiți da, dar poate am răspuns diplomat. N-aveți de unde. Acum lăsând gluma la o parte. Bun. Așadar, cred că în perspectiva alegerilor din 2024, cel puțin cele locale și discutăm de președinția Consiliului Județean Vâlcea, PNL-ul are o problemă. Ar fi bine să o recunoașteți. Nu. Nu aveți candidat. Și nu aveți nu un avem candidat o problemă, care este doar opinia dumneavoastră. Noi căutăm cea mai bună soluție pentru Partidul Național Liberal Vâlcea în 2024. Și o să vedeți, aveți răbdare, o să vedeți, pentru că să venim cu un candidat care va și eu am răbdare, vi se pare că sunt, mă grăbesc undeva în păi, dar nu putem să analizăm. Poate astăzi nu avem candidatul, astăzi nu. Păi când azi, aveți cu siguranță. Azi nu-l avem, da? Dar o să-l avem. Ok. Ce șanse sunt ca domnul Mircea Gutău să candideze din partea PNL la alegerile locale din 2024? De ce nu întrebați pe domnul Mircea Gutău? Că eu nu știu ce șanse sunt. Eu nu știu ce șanse sunt. Trebuie să-l întrebați pe domnul Mircea Gutău. Eu nu pot să comentez, n-am de unde să știu ce face domnul Mircea Gutău. Nu discut cu domnul, am discutat așa personal din când în când la evenimentele la care ne întâlnim, cele care sunt
publice, dar nu discut, nu știu despre o astfel de... Nici măcar nu știu dacă el și-a manifestat intenția pentru dar a candida. Nu e neapărat de manifestat intenția, domnule Cazan, și dumneavoastră înțelegeți foarte bine întrebarea mea. Nu pot să comentez ce se întâmplă pe la colțuri. Păi, dar nu e vorba de întâmplat pe la colțuri, e vorba de calcule politice pe care orice om politic sănătos la cap și le face. Și cred că ar trebui să vi le faceți și dumneavoastră. Pentru că spre ei... Noi avem un candidat la municipiul Râmnicu Vâlcea, domnul Virgil Pârvulescu, care a avut un scor foarte bun, este în tendințe în sondaje, se bate, nu stă foarte rău în sondaje, nici organizația municipală, nici el. Deci nu am ce să comentez în condițiile în care eu am un candidat cu șanse mai mari decât Mircea Guteau pentru a obține primăria municipiului Râmnicu Vâlcea. Astăzi. Astăzi. Aveți o competiție internă în interiorul PNL. Dumneavoastră, pentru ce poziție v-ați înscris pentru în competiție? O poziție de parlamentar. Fie el Senat, fie Camera Deputaților. Adică ați cocheta cumva și cu Senatul. Păi regulamentul este așa. Cine câștigă și alege. Am înțeles. Și în ce constă această competiție? E important să știe și cei care ne privesc. Obiectivele noastre e să dublăm sau să mărim scorul de la alegerile locale în localitățile de care răspundem. Okay. Deci pentru noi e important să scoate cât mai multe voturi la alegerile locale. Și în funcție de localitățile pe care le coordonăm, dacă o să avem rezultate bune, vom câștiga puncte, ne vom dubla scorul și... Și veți putea apoi să emiteți pretenții la după muncă și după muncă și răsplată. Și răsplată, exact. Pe acest principiu. Dacă o să ne mișcăm, dacă o să avem o strategie bună și muncim mult, cu siguranță o să și câștigăm. Da, foarte, foarte interesant. Mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule deputat Laurențiu Cazan. Foarte interesant. V-am promis că de fiecare dată când apar modificări pe parte de digitalizare o să vin la dumneavoastră. Da. Cred că în următoarele două săptămâni o să intrăm în plen cu cloud-ul guvernamental și o să vin să vă spun care este următoarea fază în reforma digitalizării. Da, sunt un fan și un foarte mare ați văzut susținător. Că ce v-am spus cu cazierul judiciar s-a întâmplat mai rapid decât am prevăzut chiar și eu. Sunt un mare susținător al acestei reforme în digitalizare pentru că cred cu tărie că România are nevoie de așa ceva. O să vedeți ce o să facem până la sfârșitul anului. Bun, ar fi foarte bine. Mulțumesc pentru prezența așadar. Cu mare drag și data viitoare. Eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după amiază minunată. La revedere!